Bună dimineața! Vrei să înveți să faci quilling? Este foarte ușor și este distractiv. O pot face atât copiii cât și adulții. Și în sprijinul vostru am dezvoltat un proiect care se numește O felicitare pentru fiecare. În acest kit vor fi 4 felicitări cu flori, plicuri aferente, cât și hârtia de care aveți nevoie pentru a face aceste felicitări. Voi face și tutoriale cu florile care vor fi pe felicitări. Vor fi flori simple, dar frumoase și de efect. Hârtia de quilling este aceasta pe care o vedeți și dumneavoastră. Este într-o varietate de culori, da? Curcubeu. Și acest kit va conține inclusiv ustensila care trebuie să o folosim pentru rularea hârtiei. Da. Quilling paper. Vreau să desfacem împreună acest set de hârtie quilling și vreau să vă arăt ce frumoasă este hârtia. Această hârtie este de 3 mm. Și cu ea puteți face o varietate de flori și frunze. Iar aici avem acul. Da? Dacă observați, el are o fantă foarte subțire care se vede. Și datorită faptului că el este din plastic, o pot folosi copiii foarte ușor. Nu se pot înțepa. Deci observați. Cu ea puteți rula hârtie de la 3 mm până la 1 cm. Da? Iar fanta aici în față. Vreau să vă mai arăt un mic secret al acestui pachet de hârtie quilling. Pe spatele lui, da, aveți rularea de bază a hârtiei. Puteți să folosiți un șablon pentru cercuri sau puteți efectiv să o folosiți în mână. Aici aveți mai multe forme care le puteți face cu această hârtie. Sunt foarte ușor de făcut. Vom face și tutoriale pentru a înțelege toate aceste forme. Una dintre formele pe care le-am folosit este cea de lacrimă și cu ajutorul căruia puteți face felicitări foarte frumoase. Da? Se vede. Ok? Astăzi vreau să vă prezint doar acest mic pachet și începând de săptămâna viitoare se va dezvolta proiectul și să sperăm că vom avea mulți oameni care vor fi dornici să se relaxeze creând lucruri frumoase. Mulțumesc!